În activitățile specifice au fost angrenate 8 auto speciale de poliție inscripționate, care sunt dotate cu aparate video radar și un pistol radar din dotarea IPJ Gorj, ocazie cu care au fost aplicate 324 de sancțiuni contravenționale pentru abateri la regimul rutier. Din totalul sancțiunilor aplicate privind circulația pe drumurile publice, 232 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, dintre care 182 au fost constatate cu aparatele video radar, iar 50 au fost constatate cu pistolul radar. Totodată au fost deținute în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce 56 de permise de conducere, toate pentru nerespectarea regimului legal de viteză. În perioada desfășurării acțiunii nu au fost înregistrate accidente rutiere soldate cu victime în care să fie implicați cu vinovăție conducătorii auto, care nu au respectat limitele legale de viteză. De asemenea, polițiștii au desfășurat activități pentru depistarea conducătorilor auto care efectuează transport neautorizat de persoane, ocazie cu care au fost aplicate 193 de sancțiuni contravenționale, fiind dispusă suspendarea dreptului de a utiliza autovehicule în 6 cazuri, privind transportul în regim de taxi și închiriere. Acțiunile pentru combaterea ilegalităților în domeniu vor continua, anunță IPJ.